Nu suntem perfecți pentru că mai avem de lucru în ceea ce privește transparența activității serviciului. Și nu suntem perfecți pentru că, nu am atins maximul în gestionarea resurselor. Toate acestea le-am făcut într-un mediu de securitate extrem de complicat. Un cadru legislativ inadecvat și în continuă schimbare. La 26 de ani de la înființarea SRI, prioritatea noastră este siguranța cetățenilor. Pentru că terorismul, corupția, crima organizată și agresiunile cibernetice îi vizează astăzi în mod direct.